probabil că sunteți familiarizați cu, dezvoltarea, cu sustenabilitatea. Este unul dintre subiectele care incendiază social media, de la incendiile din Australia până mai la nou coronavirusul. Greta Thunberg, o cunoașteți cu toții, este cea care prin puterea exemplului ne-a arătat că putem să facem ceva ca planeta aceasta să supraviețuiască și noi pe lângă ea. Foarte pe scurt, ce este dezvoltarea durabilă? Este practic acel concept care îți anticipează nevoile care vor exista în viitor fără să le compromită pentru generațiile viitoare. Și implică așa un fel de ecosistem pe trei piloni mari. Avem creștere economică, avem protecția mediului și, bineînțeles, avem găsirea de resurse alternative. Națiunile Unite și-au făcut un scop ca să realizeze cumva un program ambițios bazat pe 17 obiective de dezvoltare durabilă care să ghideze politicile și finanțarea pentru toate guvernele lumii, astfel încât în următorii 10 ani să, nu știu, avem cel puțin realizat o promisiune istorică că nu mai avem sărăcie oriunde sau mai degrabă zis permanent. Iar cele 17 obiective care au vreo 100 și ceva de, să nu greșesc, 60 și ceva de 3 de ținte, ele se adresează atât țărilor bine dezvoltate, cât și țărilor care sunt sau regiunilor subdezvoltate. Există foarte multe instrumente digitale care ajută la dezvoltarea durabilă. Știți foarte bine că în comerțul electronic putem să avem posibilitatea de a facilita, de exemplu, comerțul transfrontalier. Am văzut în educație și Radu a povestit despre ceea ce se întâmplă acum în Italia, Sandra cred că a povestit, ce se întâmplă acum în Italia cu deschiderea școlilor și faptul că s-au mutat școlile online. Sunt servicii de sănătate care pot fi oferite și ajung în zone unde nu există posibilitatea să le ofer decât cu ajutorul tehnologiilor digitale. Mai nou, monitorizarea, eu știu, anumitor focare în agricultură sau monitorizarea dezastrelor sau epidemiilor, cum este cazul situației globale de astăzi. Toate acestea fac ca tehnologia, ca tehnologiile digitale să contribuie la sustenabilitate. Ce este cert este că trăim într-o lume divizată și lumea aceasta divizată o accentuează și tehnologia. Consumăm internet sub orice formă, consumăm tehnologii web. Ele creează oportunități, dar pe de altă parte creează și inegalități și ajungem să ne exercităm și drepturile economice, și cele sociale, și cele economice, dar există și reversul, că se creează practic o lume divizată, o lume digitală în care unii au acces și alții nu au acces la tehnologie. Și foarte bine că Națiunile Unite au spus că internetul este sau trebuie să fie considerat un drept al fiecărui om. Există rapoartele Uniunii Europene care stabilesc clar cum se reflectă, de exemplu, provocările de mediu sau cum se reflectă încălzirea globală în social media sau în mediul digital. Cel mai frecvent se reflectă pe site-ul și pe Facebook și pe Twitter. Ce este cert este că lumea noastră este dominată de diverse aspecte care afectează dezvoltarea durabilă. Nu este plastic, dar la fel de bine avem și dezinformare, în special în rețelele sociale. Avem dezinformare digitală pentru schimbările climatice și mai ales încălzirea globală. Cunoașteți probabil povestea cu acest urs, care din păcate nu este un urs care a trăit în la polul sud și și-a pierdut practic habitatul, ci a migrat în Siberia în căutare de hrană. Steve Mosher este unul dintre susținătorii fraudei științifice referitor la încălzirea globală, dar se consideră că este și o campanie de dezinformare dusă pe rețele sociale de către acestea. Avem dezinformare care se referă la fotografii trucate, știți foarte bine, și mai nou deepfake-ul, deci este conținutul video alterat, în special pentru provocările de mediu. În social media, în special pe rețelele de socializare, cum este Twitter sau cum este Facebook, este această campanie de ani de zile, durează, 10 New Challenge, în care utilizatorii sunt invitați să-și pună imaginea un deceniu distanță din locul în care se află. Numai că marea majoritatea acestor imagini sunt false. Dar ce vedeți, de exemplu, în partea dreaptă este polul nord și polul sud. În niciun caz nu este aceeași locație. Avem campanii de dezinformare în ceea ce privește incendiile de pădure. Necazul cel mai mare este că vine de la foruri, vine
forul competent, am spune, uitați-vă, este vorba despre președintele Franței, Emmanuel Macron, care nu s-a sfiat timp de săptămâni să posteze informații false, înșelătoare, falsuri grosolane de-a dreptul, cu imagini care erau acum 10 ani luate. Sunt informații care, care denigrează industria textilă, poate și pe bună dreptate, este considerat oricum cel de-al doilea mare poluator după agricultură. Vă recomand cu mare căldură să urmăriți acel documentar de True Cost ca să vedeți cât costă un tricou în ziua de astăzi. Să ne întoarcem la noi acasă. Anul trecut, știți bine, calitatea aerului a fost complet pusă sub preș de către primarul nostru cu informații care nu au fost chiar tocmai adevărate. Azi dimineața am citit la Radu Piciu pe Facebook că este încă o problemă cu calitatea aerului și cu modul în care se propagă informațiile adevărate. Avem foarte mult activism, uneori fals, uneori parțial fals, alteori adevărat, în social media pe subiectul defrișărilor. Săracul parc retezat a fost ba vândut, ba dispărut, ba defrișat, da? Dar nimeni nu se obosește sau aproape nimeni nu se obosește să meargă direct la sursă și să se informeze, da? retezat.ro. Și bineînțeles ajungem în situația actuală în care, așa cum Radu a subliniat foarte bine, avem această problemă foarte mare cu coronavirusul, da? Care pe de o parte aduce științei deschise un beneficiu, dar pe de altă parte utilizatorul de rând este pus în dilemă. Ce să creadă sau ce să nu mai creadă despre această epidemie? Uitați-vă la harta aceea. Harta aceea este de fapt o monitorizare de către Casa Jurnalistului cum se propagă informația în social media despre epidemia aceasta. Cu cât este mai închisă culoarea, cu atât sunt mai multe informații. Da? Este un, practic un indicator pentru nivelul de educație al țării noastre. Îmi pare rău să o spun, dar exact așa și este. Da? Cu cât culoarea este mai pală, da? Cu atât informațiile nu ajung, informațiile corecte, nu ajung la utilizatorii de internet. Ce se poate face? Foarte pe scurt. Da? Avem foarte multe lucruri pe care le putem face. În primul și în primul rând, Sandra zicea azi dimineață că schimbarea începe cu noi, cu noi ca și profesori și apoi cu noi ca și, ca și oameni. Există foarte multe soluții. Există, de exemplu, doi antreprenori, da, care au făcut hârtie din piatră seacă în Australia și le merge foarte bine. Există miliardari care doresc să ducă curent electric, energie electrică în zone defavorizate, cum este bicicleta care dă curent în Thailanda. Există la Bacău, picturi care curăță aerul, da? Picturi murale dintr-o substanță specială. Trebuie efectiv să ne gândim un pic mai mult de, e doar un plastic, da? Suntem 7 miliarde pe acest pământ, poate 8, da? Și atunci ce putem face la noi acasă? Să ne raliem, de exemplu, tot felul de activități civice, cum este reset plastic a supermarketului. Să ne ducem și să dăm la schimb o sticlă de plastic, eu știu, să primim produse ale fermierilor români. Să susținem producția locală, creștem Bio-România, pentru că avem de unde. Să consumăm carne responsabil. Cred că știți că vaca, de fapt populația bovină, este cel mai mare poluator. Este practic factorul cel mai important în încălzirea globală. Să reciclăm uleiul folosit, că nu ne costă absolut nimic să ducem și un litru de ulei la punctele de colectare. Să cumpărăm pastă de dinți fără ambalaj. Ce facem cu ambalajul acela? Că oricum îl aruncăm. Cazul fericit, îl reciclăm. Să cultivăm flori. De ce? Dacă Morgan Freeman și-a donat ferma pentru a pune stup, trebuie să fim conștienți că dacă albinele dispar în 4 ani, statistic dovedit, dispare și umanitatea. Să șeruim mașini, da? Avem 2-3 mașini în familie, să mergem cu mijloacele de transport în comun. Să nu mai luăm liftul. Personal mă agasează faptul că studentul de la 2 la 1 coboară cu liftul. Să folosim filtre de apă. Da? Eu am unul acasă exact ca în figură și își face treaba de foarte mult timp și recunosc, n-am mai cumpărat apă îmbuteliată. Să folosim paste din metal, din plastic. La Kaufland s-au introdus acum toate cele 3. Să evităm risipa alimentară. Nimic nu ne costă să mergem cu o listuță sau să inspectăm frigiderul sau să reciclăm într-o salată resturile din frigider. Să reciclăm în mod corect plastic, sticlă și hârtie, da? Chiar dacă știm că retimul le pune pe toate în același loc. Dar este vorba despre educație, da? Să participăm la campaniile care se lansează în social media, cum este Let's Do It Romania, da? Ne trebuie doar timp și bunăvoință. Să facem ca suedezii dacă putem, dar nu cu CFR-ul nostru, că și asta este adevărat. Da? În Suedia există un curent, îți este rușine să mergi și să călătorești cu avionul. Călătorește cu mijloace de transport care pot să asigure sustenabilitatea planetei.
și ne întoarcem la mediul online, că până acum, practic, toate acestea sunt cumva doar susținute tangențial de tehnologii. Hai să semnăm niște petiții online care poate se pot transforma sau pot să influențeze politicile publice. Dumneavoastră știți care sunt consecințele acțiunilor dumneavoastră în mediul online, ce înseamnă datele pe care le consumați, câte energie consumați, care este amprenta de carbon. V-ați făcut vreodată testul ca să vedeți amprenta dumneavoastră digitală de carbon și ce înseamnă? E înfricoșător când îți dai seama câte energie consumi și uneori este ireal. Da. Ce am putea să facem? Să fim eco-friendly în mediul digital. Este adevărat că dacă am asimila internetul cu o țară, ea ar fi practic al șaselea mare consumator de energie. Ce putem face efectiv, da, ca și utilizator, ca om simplu, să căutăm cu motorul de căutare Ecosia? 80% dintre venituri se donează pentru împădurire. Să convertim fișiera, da, cu PDF2JPG, că nu ne costă absolut nimic și ajutăm la plantarea de copaci. Să ascultăm clipuri, să vedem secvențe video, toate pe mobil, pentru că aplicațiile pe mobil consumă mult mai puțină energie. La acea adresă există și o statistică, în special pentru aplicațiile de mesagerie, unde se vede clar, cu cât este mai verde, cu atât consumul de energie este mai curat. Să căutăm magazine online care efectiv sunt eco-friendly. Ce înseamnă aceasta? Că ne primit factura nu pe hârtie, ci pe e-mail, că ne ambalează produsele în tot felul de componente biodegradabile. Să donăm online, pentru a planta copaci, de exemplu, sau să ne donăm aniversările pe Facebook, în zile de voluntariat, ar fi o soluție. Și bineînțeles să ne deconstruăm digital, pentru că putem să dăm un unfollow, un unscribe, putem să ne facem curățenie pe desktop. Avem o serie de modalități de a folosi minimalismul acesta digital și pentru că suntem la workshopul de educație deschisă, bineînțeles, cum spunea și Carmen, trebuie neapărat să ne uităm către cursurile masive. Sunt o serie de cursuri, unele scurte de 2-3 ore, altele de 2-3 săptămâni, sau poate mai mult, în care poți să înveți cum poți tu deveni sustenabil ca și planeta ta să aibă viață lungă. Și revenim și închei. Dezinformarea aceasta digitală care acum circulă ne îndeamnă pe toți să ne uităm la surse de încredere. Sunt foarte multe surse de încredere, poate unul dintre cele mai bune este site-ul dezvoltat de Universitatea John Hopkins împreună cu Organizația Mondială a Sănătății care monitorizează în timp real ceea ce se întâmplă. Sau să ne uităm la instituțiile noastre. Cu mândrie vă spun că UVT-ul are un site special, care așa și se numește, măsuri de prevenție .uvt.ro, în care studenții și comunitatea academică este informat. Dar nu în ultimul rând, cred că cel mai important lucru este, dacă vrem să fim durabili, să ne punem singuri în carantină digitală. Ce înseamnă acest lucru? Să nu mai dai like, share, comment, încearcă cât de cât să nu mai ai acel episod de emoție și de furie de la ceea ce se întâmplă. Organizația Mondială a Sănătății a dat acest cuvânt infodemie, care este practic legat de supraabundență de informații, ce te duce să nu mai ai încredere în sursele adevărate de conținut. Mulțumesc pentru atenție!